Salutare, numele meu este Paul și vreau să-ți urez bun venit pe acest canal de YouTube. Sper că deja ai dat și un subscribe și ai văzut și restul episoadelor, dacă nu te invit să le faci, pentru că deja am povestit atât despre cum ne alegem bocancii, cât și care este îmbrăcămintea și de ce folosim o îmbrăcăminte specială pentru mersul pe munte, cum ne alegem un rucsac special pentru o drumeție și de asemenea și ce trebuie să conțină neapărat un rucsac în momentul în care dorim să ieșim la munte. Poate vă întrebați ce cu stâlpul ăsta în spatele meu, astăzi vreau să povestim despre marcajele pe care noi le întâlnim pe munte și de asemenea și cum citim atât o hartă virtuală cât și o hartă fizică. Este foarte important să știm încă aceste lucruri de acasă, pentru că s-ar putea să facă diferența dintre o drumeție reușită și una mai puțin reușită. În România vom întâlni patru tipuri de marcaje pentru traseele montane. Unul dintre ele este crucea colorată într-un pătrat alb, mai avem și un triunghi colorat într-un pătrat alb, o dungă colorată într-un pătrat alb și un punct colorat într-un cerc alb. Culorile acestea sunt roșu, galben și albastru, pentru că s-ar putea ca pe o anumită arie să avem mai multe trasee de același tip, însă sunt diferite și atunci trebuie să putem să le diferențiem. În principal, crucea indică faptul că traseul pe care dorim noi să-l parcurgem o să se intersecteze și cu alte trasee. Dunga, deci ar fi ceva de genul, o dungă colorată într-un pătrat alb, indică faptul că acel traseu de obicei este de creastă, este singular. Un triunghi de obicei indică faptul că ori ne duce către un vârf, ori pe traseu o să ajungem către o cabană sau un refugiu. Și mai avem și cercul, un punct într-un cerc. Acel indicator indică faptul că acel traseu este de tipul circuit, adică pornim de exemplu de aici, facem o drumeție frumoasă și ajungem înapoi în același loc, dar pe altă rută. De asemenea, putem întâlni marcajele atât pe bolovani cât și pe copaci în cazul în care mergem printr-o pădure. Un alt criteriu de care trebuie să ținem cont încă de la început, dinainte să intrăm pe traseu, este de durata unui traseu. De ce spun asta? Pentru că pe munte nu se măsoară în kilometri distanțele, ci în ore. Pentru că, până la urmă, una este să mergi pe curbă de nivel sau în linie dreaptă 1000 de metri și alta este să existe o diferență de nivel de 1000 de metri. S-ar putea să dureze niște ore sau niște zeci de minute în plus. Tocmai din acest motiv, inclusiv și pe acest indicator, putem să vedem faptul că această drumeție, acest traseu este măsurat în ore. Acum suntem la ieșirea din Cluj, iar pe acest indicator putem vedea că acest traseu duce către vârful Peana, care se află la 2 ore și 45 de minute de Cluj. Și pentru a ajunge acolo trebuie să urmărim traseul cu cruce albastră. Acum că am stabilit care sunt marcajele și cum se măsoară distanțele, haideți să vedem și pe o hartă cam cum arată un traseu. Am adus cu mine aici harta zonei Padiș, Glăvoi, din munții Bihor, la o scală de 1 la 30.000, adică 1 cm de pe hartă înseamnă 30.000 de centimetri pe teren. Am fost în zona asta chiar acum o săptămână, 4 zile cu cortul. O să vă las și câteva imagini la finalul acestui video. În principal, orice hartă trebuie să aibă inclusiv și la final o legendă unde ne explică exact ce putem întâlni după aia pe hartă. Și aici putem vedea pe legenda asta, inclusiv ce v-am spus acum, care sunt marcajele turistice și anume triunghiul, punctul, crucea și banda, bineînțeles cu culorile albastru, galben și roșu. De asemenea putem vedea chiar și unde sunt izbucuri și izvoare pe trasee ca să știm câtă apă să luăm cu noi și dacă putem să întâlnim resurse de apă pe traseu ca să nu cărăm prea mult și multe alte informații. În principal am vizitat cetățile Ponorului, Cheile Galbenei, am fost chiar și la Piatra Galbenei, la Focul Viu și am mai vizitat și pe aici, pe la groapa de la Bârsa.
E o zonă extraordinar de frumoasă. După cum puteți să vedeți, sper că se vede bine, dacă nu o să pun o poză, putem întâlni exact ce am zis și în legendă, și anume traseele. Și asta și face diferența dintre o hartă normală pe care noi am văzut-o până acum și hărțile astea speciale pentru mersuri la munte. De exemplu, dacă sunteți și voi campați aici, la Glăvoi, puteți să observați că pentru a merge la cetățile Ponorului trebuie să urmărim punctul albastru. Na, punctul albastru, ce am spus că e? Am spus că e un circuit. Și să vedem dacă e adevărat. Na, dacă mergem pe punctul albastru, vedem că ajungem până aici la cetăți, după care ocolește pe sus cetățile și apoi intră în cetăți, unde sunt două peșteri foarte frumoase, iar de acolo vine traseul până la drumul forestier și aici sunt două variante, ori să merge pe drumul forestier înapoi până la Glăvoi, dar în cazul în care vrem să o scurtăm, sau putem să continuăm să ajungem în Poiana Ponor și din Poiana Ponor ajungem înapoi la Glăvoi. Asta, de exemplu, este un circuit. Mai este și un traseu cu bandă galbenă, de exemplu, pe care l-am făcut și eu. Iar tot de la Glăvoi se poate vedea că pentru a ajunge în partea asta, unde marcajul este bandă galbenă, trebuie să ajungem pe punct galben. Punctul ăsta galben ne duce până la cheile galbenei. Și atunci, din camping, noi știm că trebuie să mergem pe traseu cu punct galben, pe circuit, până ce ajungem într-o intersecție. Bineînțeles, și acea intersecție este semnalizată exact ca și cum v-am arătat la începutul acestui video. Iar de aici avem din nou un indicator pe care ne scrie durata drumeției și faptul că putem merge pe bandă galbenă. Este extraordinar de frumos pe aici. O să vă și eu pun o poză cu tăul negru. Este aici, se și află pe hartă. Este ca un fel de baltă, lăculeț, foarte frumos. Încă m-am și mirat, era acolo un indicator pe care scria că adâncimea lui este de 14 metri. Dacă vă puteți da seama, asta însemna un bloc cu 3-4 etaje. Bun. Și ce spunem? De aici mergem pe bandă galbenă, frumos, vizităm tot și de aici iară se bifurcă. Și sunt două variante. Ori mergem spre peștera Zăpodie, pe punctul acesta dublu galben, sau dacă continuăm traseul pe care am început de la bun început să mergem, continuăm pe bandă galbenă și ne scoate către drumul forestier și apoi înapoi spre Glăvoi mergem pe drum. De asemenea, este foarte bine să știm să citim o hartă și să fim și atenți la legendă, pentru că pe legendă ne spune inclusiv și unde sunt izvoare și atunci știm câtă apă să ne ducem cu noi. Bineînțeles că dacă sunt izvoare pe traseu, nu trebuie să ne ducem foarte, foarte multă apă, pentru că știm că ne putem realimenta bidoanele sau sticlele. De exemplu, aici avem un astfel de izvor. Probabil că vă induce în eroare faptul că sunt atât de multe linii ondulate. Probabil nu înțelegeți de ce sunt atât de multe linii. Acele linii sunt curbele de nivel și sunt și semnalizate cu altitudinea lor. De exemplu, pe această rută putem observa că altitudinea este de 1050 de metri. În momentul în care ne uităm pe un traseu pe care dorim noi să-l parcurgem, de exemplu spre cheile galbenei de la Glăvoi, vedem că o să ne intersectăm cu foarte multe dungi. Asta înseamnă că există o diferență mare de nivel și anume o să coborâm de la, să vedem, la Glăvoi, îți cam 1250 de metri și vom ajunge în zona asta unde sunt 1000 de metri. Asta înseamnă că am coborât o diferență de nivel de 250 de metri. Coborât, asta înseamnă că la întoarcere trebuie să o și urcăm. Tocmai din acest motiv trebuie să ținem cont inclusiv atât de pregătirea noastră fizică, cât și condiția fizică a oamenilor cu care dorim noi să parcurgem acele trasee. Întotdeauna, ca și grad de dificultate pentru un traseu, se alege ca cel mai puțin pregătit om din gașcă să-l poată parcurge. Asta este o lege nescrisă de care trebuie să țineți neapărat cont. Dar cum organizăm o excursie
de la început până la final, o să povestim într-un alt episod. Astăzi am vrut să vă prezic cam cum arată o hartă specială pentru drumeții, să vedem cum o putem citi. Aici, de exemplu, în acest schenar este ilustrat Cheile Galbenei. Cred că este una dintre atracțiile turistice și principale din zona Padișului, de asemenea foarte frumos ilustrată. Aceste semne, aceste simboluri de Omega reprezintă peșterile. Dar toate aceste lucruri le putem întâlni și vedea în legendă. Și de asemenea, foarte important, deși pare foarte, foarte mult scris, este foarte important să ne uităm inclusiv și pe spatele hărții. De ce? Pentru că ne dă foarte multe informații despre principalele trasee pe care le întâlnim în acea zonă. De exemplu, aici ne explică Pendelete cam ce ar însemna cetățile Ponorului. Putem să vedem că durata este de 5 ore, lungimea este de 12 km, iar diferența de nivel este de 600 de metri. Adică urcăm 300 și coborâm 300, după care aici ne explică mai Pendelete cam tot ce am putea întâlni pe traseu și de asemenea inclusiv și repere în spațiu. De asta este foarte bine să ne uităm și pe spatele hărților. Iarăși, un lucru foarte important, întotdeauna partea de sus, topul hărții, ne indică nordul. Întotdeauna ne uităm dacă nu avem o busolă sau nu suntem siguri de orientarea noastră, ne uităm la soare, vedem unde este umbra, ne putem da seama astfel unde este estul și unde este vestul și, bineînțeles, care este și nordul. Întotdeauna harta se poziționează înspre nord pentru a ne arăta și a ne indica corect cum ajungem din locul de campare sau locul de start către destinația în care dorim noi să ajungem. Sper că acest video ți-a fost de folos. Sper că deja ai dat subscribe. Dacă nu, te invit să o faci. Până una alta, drumeții plăcute. Ciao.